580 de pompieri greci ajutați de colegi din România, Franța, Marea Britanie, Germania și Republica Cehă se luptă cu flăcările. Un avion rusesc a ajuns ieri la Atena, iar un al doilea va fi staționat la Salonic. Incendiile s-au declanșat pe fondul celui mai intens val de căldură care a lovit Grecia în ultimele 3 decenii. În ultima săptămână au fost înregistrate 500 de focare. Incendiul în nordul Evei a distrus chiar un sfert din teritoriul nostru, din teritoriul Evi, și jumătate din teritoriul municipiului nostru. Mai mult de 200 de kilometri pătrați. Zeci de sate au fost evacuate, la fel și mii de oameni. Deși pentru moment incendiile de vegetație din jurul Atenei s-au stins, imaginea pe care au lăsat-o în urmă e una dezolantă. Așa cum puteți să vedeți în spatele meu, totul s-a făcut scrum, practic din vegetația verde n-a mai rămas nimic. Guvernul a pus la dispoziția populației un pachet de 500 de milioane de euro, dar agențiile de rating au atras atenția că incendiile din 2007, mult mai puternice, au produs pagube de 3 miliarde de euro.